să duce spre sus, după Luca. Am luat autobuzul cu două etaje. Că salut, că salut. Hai, spune ceva la cuvinte aici. Câte minute am, nu? Păi nu, avem un minut. Păi de ce? Păi nu am memorie, am decât un tera. Tera ai? Ce telefon ai? Îți dau bota de selfie? Nu vreau. Nu-mi place. Îmi cade telefonul, Junia. Nu-mi mie, sun eu dacă te... Nu, îmi cade telefonul. Adică nu e până boata mea de selfie. Să zicem. Să zicem. Uite, Luca, ușa-i dic. Care-i autobuzul? Uite, Luca, uite. Ce-o cere, Magana? Să cere prieteni de 3 zile într-una. S-a trezit la ora 7. 7 în urmă. 7. Să mergem pe autobuzul la prima oră. Mai aseară la ora 1 se cere pe ora 1. Luca, unde te duci acum? Unde te duci? Unde? La mall. Și ce vrei de la mall? Mă juc, că acum mă duc să-i cumpăr ceva lui Fenica meu. Să iau adică și ea, cât ai zis că sunt? 35 de pounds. Cât fac cu banii noștri? 170 de lei. Până în 200 de lei. M-a ditat la copilul meu că mi-a cerut adică și... Ia filmează tu. Și merg eu cu Luca. Hai Luca, Luca. Hai mă-nțam, uite, ridică-o drum. Hai mă-nțam. Ok, ridică-o drum, uite. Nicăle, ține copilul bine să nu cadă. Vino cu atâta. Păi avem voie. Uitați pe tine și pe mama. Și taică meu de în convorbire cu Lea la telefon. Salut! Îmi place foarte mult și mie, într-adevăr, nici eu n-am fost niciodată în autobuz sus. Zine-le ceva. Nu mai zic nimic acum, trezi copilul ăsta de la ora 7, nu mai fiu așa aproape. Nu, nu ești de aproape. Mă trezi de la 7 să venim cu autobuzul. A, vreau să iau și eu o geacă din asta lui copilul meu. Nu găsim aici, decât la mall ăla. La care mall? Mai e unul? Da. În Birmingham. Bine, niciodată n-am fost în autobuz cu două nivele. Spun bine el, nu? Da. Dacă n-ați ieșit din obiea, dar m-am nevoasă. Prieteni, nu știu ce să spun în legătură cu plecarea în România. Am spus și ieri pe un blog. Ion, cred că vrea să decolăm acasă în România, dar să vedem, nu știu. Trebuie să așteptăm un telefon acasă în România, de acasă, să așteptăm un telefon ca să vedem ce face. Ori plecăm, ori nu. Avem un problem acasă, le-am luat două fii de copii, nu cum zice alții în comentariu că nu suntem buni de muncă, că nu muncem. Noi am venit aici să muncim, să facem bani, nu să umblăm așa, iurea. Cum spun alții că suntem obișnuiți să facem numai cu evaziune. Nu e adevărat. Că dacă eram, nu mai veneam. Noi nu facem evaziune, dar cine a zis? Noi
am fost conștienți când am plecat de acasă că venim să facem bani, ci să muncim. Nu să umblăm așa iurea. Am cheltuit și noi destul bani ca să ajungem în cer. Da, tată, salută și tu prietenii mei. Nu, salut prieteni, vă salut de la mănăstire. Hai, revenim prieteni. Mănăi, mă, trebuie să te oprime. Revenim prieteni, de la mall. Am revenit prieteni, am venit în mall cu Lucas, că nu mai avem o dină de Lucas. Și n-am mai fost la muncă astăzi. Am venit să mă oprim, să mă distrez, să cumpăr ceva la copiii mei. Da, fac poze. Și ce te deranjează? Auzi, de ce fac poze multe? Că i-am făcut și în autobuz. Păi și care-i treaba ta, Luca, Luca? Da, stai să pun și eu telefonul între pied, că nu știu să-l pun, prieteni. Să nu râdeți de mine. Ia să văd. Încerc tripied și asta e boata de selfie. Doamne. Așa mai da. Mai merge. Asta să desfac. Așa că, prieteni, am venit eu cu mama, cu fratele și cu copilul. Ceilalți au rămas acasă, nu au vrut să iasă la plimbare, au fost obosiți de la muncă și eu am venit că să-mi fac scandalul ăsta cu Luca. Hai că acolo e muzică și n-am voie. Doamnele, n-am voie cu muzică. Doamnele, păi nu știu ce să fac acum, prieteni, vedeți? Că n-am voie la muzică aceea. El mol și nu e voie, nu e voie. Cred că aici trebuie să intrăm colo în spate la copii. Hai, prieteni, revenim, că nu știu, că e muzica ce am. Cer scuze, prieteni. Bună, prieteni, am revenit și eu de acasă. Prieteni, a avut o zi foarte grea. Și vreau să vă spun că m-a supărat nepoțelul meu, Luca. Prieteni, caza să oprim, să nu mai infirmăm. Da, și chiar. Și acolo am oprit filmarea. Da, că toată ziua nu mă filmez, numai poze fac. Și trebuia să mă duc cu el acolo, unde a vrut el la jucării. Și ce credeți, prieteni, că mi-a făcut? Scandal mare. Mi-a scos sufletul afară. Noroc și că uitați, nu e copilul meu, că dacă era copilul meu... Mamă, ce i-aș face? Uitați cum doarme prieteni acum. E obosit. Uitați-l. Acum se scoală. Da, și când o fi să mă pun și eu să dorm, atunci da, se trezește el. Toată lumea trebuie la culcare. Da. E bine, mă duc și eu acum. La culcare? Da. Lămâia știe de frică. Lămâia, acum te da, duci la oale. Și, prieteni, știi ce mi-a făcut Luca? Ne-am dus cu el la mall. S-a jucat. Și a văzut un puzzle. Și acolo trebuie să băgăm bani ca să ne dea niște etichete și etichetele alea să ia el ce vrea. Dar să cumpărăm cu bani nu ne dă puzzle-ul. Doar cu niște etichete. 20 de milioane făcea puzzle-ul ăla. Și trebuia să cumpărăm etichete de 20 de milioane. Dar el nu vrea să cumpere etichete. Dar el nu știe salariul nostru. E 4 zile pe a, mă știe el. E mic ce să știe. El trebuia să ia el. Atât a plâns, atât a urlat, de să uita toată lumea la noi. Făcut scandal mare. Scandal mare acolo în mall. M-am căit că m-am dus cu el. De 3 zile el tot să cerea cu autobuzul. Autobuzul la 3 nivele cerea. Și nu găsărăm la 3, găsărăm la 2 nivele. Și uitați cum doarme prietenii acum. E obosit. Uitați-l. Prieteni, apropo cu plecarea lui Ion. Ion nu mai vrea să stea în Anglia.
și nu știm ce să facem. Mulți prieteni au zis să mergem acasă, unii au zis să nu mergem acasă, că de ce nu stăm aceea, că nu ne place să muncim, că cu evaziunea. Nu mai facem cu evaziunea, că dacă mai mergea treaba, mai facem și cu evaziunea. Așa că nu mai lăsați comentariu așa, iurea, că nu muncim, că muncim. Miercurea, miercurea vine omul care aduce pachetul în Anglia. Apropo, am sunat acasă la Maria, la soacră mea, la soacră meu, să ne trimită și nou bagaj de acasă. Și când ia spun că muriram de foame, ce prietenii tăi. Și ce? Ne săturăm, numai pulpe, numai carne din asta de cia și parcă n-are niciun gust. Mamă, ce mănâncem de 3 zile să mănânc Rita? Taci, mă, e bună plină, cum nu mănânci? Ești deja la masă, uite, uite. De foame. Ia, ia, întoarce-te. Nu mai spune. Și au să rămân poftă să ne trimită ceva de acasă, afumături din ăștia, nu că n-avem mâncare sau n-avem bani. Să mâncăm și noi ceva de porc de la noi din România. Că ca mâncarea, ca mâncarea noastră nu o găsești. Chiar dacă aduc ăștia aceea, că sunt magazine. Nu mai pot să mă... Nu mai pot să mă scol. Și prieteni, cu plecarea, apropo, cu plecarea a lui Ion, nu știu ce să fac. Dați-mi și mie un sfat, vă rog eu frumos. Ce să fac? Să mă duc acasă sau să mai rămân? Eu ziceam să mai rămân și eu. O săptămână, două. Lămâia nu vrea să se duc acasă. Stelica nu vrea. N-a spus că nu mă duc până de Paște. Lămâia vrea să stea până de Paște. Eu vrea să se ducă acasă. Prieteni care are o problemă acasă. Trebuie să o rezolvăm. Și... ne e dor și de Fănică, nu cum zic prietenii că nu ne e dor. Să nu mai lăsați comentariu așa, Iurea. E dor Iurea. De lene, auzi. De lene? Ce lene? Ce, noi n-am muncit acasă? Dacă vă arăt filmulețe cum munceam la autobuze, cum munceam la fiară, noi nu ne dăm înapoi de muncă. Omul nu moare de muncă, moare de lene, de stătut. Când stă omul, moare. Dar noi nu murim, că muncim. Și nici nu e, nu ne e rușine. Dar ei n-am niciun defect, prietenii tăi. Dar nici bine nu ne e, că toate oasele ne doare. Ne doare, mamă, nu pot să zic că nu. Dar omul care nu muncește, n-are nimic. Da, mai mare e rușinea când nu ai. Dar noi nu furăm, de ce ai zis? Prieteni, mai mare e rușinea când nu ai bani. Sau când cere copiii tăi ceva de la tine și spui, n-am bani acum. Care e mai mare rușinea și gestul așa? Da, da, mai trebuie să mai ne odinim, mai trebuie să mai ne distrăm, mai trebuie să mai ne plimbăm, că uite, cam ne îmbătrânim. Da, mamă, și eu ce zici tu, dar prietenii mai vorbesc că e gura la ei. Că faci copii, da, mamă, că facem evaziune, că facem șmecherii, că venirăm aceea. Și nu suntem buni de muncă. Noi muncim. Nu ne e rușine. Nu ne e frică. Ce? Care-i treaba? Că muncim. Mai mare e rușinea că nu ai bani. Uite, copilașii ăștia cere să mănâncă, că norul meu nu mă aude. Zi acum, că nu te aude. Norul meu nu mi-au... Uite, la bărbatul îi dădui eu să mănânc. Acum dau și la copii, la fetița lui. De, că de aia ești bunică. De asta? Da, îți dă și ții. Dar bunica să... nu mai poate, cum mai au îmbătrânit bunica și nu mai poate să meargă bunica. Lasă, că și doamna Marița stă cu Fănica acasă și pregătești, stai și tu cu ai tăi ăștia. Marița... Fănică e mare, dar ăștia sunt mici. Eu vin de la lucru, Marița stă acasă. Păi din contră trebuie Marița să-i dai. Marița stă în pat să scoală la ora 12. Nu, are și ea pe baba Bria. Ce o ține în brațe? Nu, e mai rău ca un copil. Mai rău ca un copil e Bria. Da. Îi duci cafeaua în pat. E bătrână. Îi duci mâncarea în pat. Tot. Trebuie are câinii aia care trebuie să aibă grijă de ei.
Da, trebuie să o respectă că e femeie bătrână. Prieteni, îmi cer scuze, crescut. Dacă îmi tremură mâna cu tripiedul ăsta, nu pot să-l țin. Dacă n-ai băut nimic, nu pot să-l țin, tripiedul ăsta. Nu e tripied, da. Noi mai avem șurică acasă, că uite. E bătă de selfie. Nu știu dacă mai e șurică în ladă. Spuse-i lui mama să ne pună tartaboși. Uite, uite, uite tartaboși, uite ce șuric cum e. A avut să-i poftă de tartaboși. Și zisei lui soacră mea acum să caută la mine în ladă să-mi pună tartaboși, să mâncăm tartaboși aici în Anglia. Ce la? Tartaboși. Tartaboși? Mhm. Uh-huh. Cum? Zice patru, nu? Da, o trimisei în pod cu Maria. Trebuia să facă filmare, dar n-a putut să facă filmare, că acolo la mine în pod nu e curier. Nu e bec. Să iau o rânză, un picior de porc, carne de la găleată. Și ce facem cu ele acolo? Să se strice. Uite, vine carnea iară de la găleată. Prinsă anul, iară abii peste ciuiu. Au ce zice lămâia, când că vine Paștele și prinde carnea de la Paști un an. Cine nu? Paște? Cine Paște? Vine ai. Paștele. Ah. Și face la carne habibete tuiu. Habibete tuiu. Prieteni, să-mi lăsați comentariul. Ce să fac? Să plec în România sau să mai rămân? Să nu. Ce-mi dai acadea să văd o prietenii cu să râdă de mine? Păi și tu ești copil. Nu. Pentru ea ești copil. Auzi, auzi ce mă ține mama un copil. Ce fata? Fata tot, e mama. Tot fetiță, e și tu. Da, prieteni, dacă o vedeați pe mama după ce s-a calmat Luca în mall, în mijlocul mall-ului, ce credeți că faci? S-a dus, că a cumpărat mâncare și a luat și un pui. Și mi-a rupt pâine și mi-a dat un cutoi din ăla de pui, știi, în mână acolo, în mijlocul molului. Că luasem pastilele și nu mâncasem nimica. Și eu eram de frică, mi-a zis că mă gălbeni la față. Eram supărată, mă enervai că prângea copilul rău. Și ea s-a gândit că mi-e rău, că beui pastilele, beusem două, trei cafele și că mi-e rău. Umblam cu cornul după ea. Da, cu mâncarea după mine în mol, ca după copilul mic. De-aia îmi vreau ca ele. Că sunt micuță, fata lui mama. Nu e așa? Da. Fata lui mama. Tot până când voi fi eu și voi trăi lângă voi, eu vă țin tot copii, nu copii însurați, măitați. Copii cu nepoți. Nu contează, sunteți toți copiii mei. Tot copii. Lămâi, oprește muzica, te rog eu frumos. Ce, dădu dragostea în tine acum? Nu, fata, păi dacă Stelica nu mai o iubește și a găsit alta cia, din cauza asta, lămâia suferă și așa, am voie să ai ceva la mine pe YouTube. Ce? O poză. Ia, ce poză? Să arăt că Stelica are mai fără nevastă. Dar nu știu, au văzut prietenii mei pe Stelica tuns așa la zero. Parcă l-au văzut, da? Nu știu, nu cred. Stai să arăt că a rămas Stelica fără nevastă. De ce? Fiindcă a găsit alta aceea. Nu, Stelica n-a găsit. Lămâie așa găsit de altă, uite. A, da. O să cred. A, după. Un prieten și-a găsit lămâița, lămâița noastră. Ia uitați-vă, prieten, și-a găsit lămâița. Uite, parcă zici că sunt frața. Parcă sunt frața, dar să nu vadă Stelica. Să nu audă Stelica. Ce? Nimic. Nimic, Stelica, nimic. Arată-i fața lui Stelica la prieteni. A, da, stați prieteni să vă arăt. Uitați-l pe Stelica, prieteni. Parcă acum zici că ieși din... Uitați cum e tuns, stați așa că nu... Salută Stelica, prieteni, și zici să se abonează la canalul tău. Să nu! Iar zis-o vorba aia. Am 200, 300 și ceva de prieteni. Spune să se dezabonează și ea, să nu mai vadă niciun. Unul să nu mai văd pe YouTube, la mine. Să știi că prietenii mei au intrat la tine și am zis că dacă tu spui să nu intre, nu mai intră. Te rog frumos, abonați-vă și la Țelină de la Străia. Stelica, nu Țelină. Țelină de la Străia. Țelină sau Stelica? Țelină de la Străia. Eu cred că Stelica e. Ia caută. Turcua, tu de la Străia mai știi cum s-a trecut. Țelină.
M-a postat pe mine. Țărina. Cam ești pe noi din două, mă, că. Țărina de la străia. Cam ești pe noi. Țărina. Cam ești? Știi, ce mai pun unul cu el acum? Da, mă, nu-i video, că e rău. Ce, mă, nu-i? Bă, că ce rău, te-ai calculat, dar... Bine că... Ce spuneți acolo? Uitați cum dorme în el. Am văzut, ai găsit de la muncă. Hai, mă, nu mai faceți. Nu. Ia uitați-vă, 7 persoane stăteau lângă mine și se uitau cum muncesc eu la ghiuvetă. Ia. S-a înfundat ghiuveta la noi la bucătărie. Și îi făceam mișto de mine. Stai că mai pun unul. Astea sunt o cameră, prieteni. Te duc? Se fundase prietenii Iuveta la bucătărie și fratele meu m-a ajutat. M-a ajutat. De ce nu spui că ai desfundat canalizarea? Păi da, s-a înfundat. Pentru 3 panți. Pentru 10 panți. S-a rupt țeava la Iuveta. Și a trebuit să schimbăm Iuveta cu totul și nu aveam racon din acela pentru cuplu. Și eu m-am băgat, dădeam animalul sub Iuveta. Și ăștia 6 persoane, 7 persoane, da. Și uitau la mine și mă filmau. Da. Și el vrut să arată că băiat gospodin copilul meu. Gospodin, și ăștia... gospodin gătește, spală. Sunt bun de însurat. Altă nevastă. Dă de mâncare la copii. Dă să dau și eu anunț, ca o nevastă nouă. Azi, că pusei pe tine. Dau și eu anunț, ca o nevastă nouă. Am copii, dar nu se ia în calcul, nu-i problemă. Nu-i problemă. Și zărea cine mai luat la mor. Uite copilul ăla. Zărea cine mai luat la mor. Dorme copilul stilică. Și de seară, prieteni, trebuie să stăm de pază. Sună Ionică. Uh-huh. Hai să pui fii meu. Că nu e ci da. Vreți să mâncați bătaie de la Ion? Vrei să pui fii meu? Nu. Ah, hai să bagă ceva la prieteni. Cum dorme ineluț cu poli. O, nu, 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 te tunzi? Prieteni, acești oameni, acești băieți, fac numai Caterinca, numai bâză, unul de altul. Hai, prieteni, că revenim. Altă dată, vă mulțumesc mult. Vă doresc multă sănătate și fericire alături de familia dumneavoastră. Și vă rog eu mult. Dați o abonare, un share, cum să spune Nana, un share, un subscribe, subscribe, să mă ajutați și pe mine să fiu un număr cât mai mare, vă rog eu mult din suflet și vă mulțumesc mult, vă doresc o seară plăcută la toată lumea și să-mi lăsați comentariu în legătură cu plecarea mea și cu a lui Ion. Vă mulțumesc mult!